Unii dintre cei care nu au practicat niciodată badmintonul, dar au urmărit acest joc cu diferite ocazii, încă mai cred că este vorba despre un joc ce nu solicită sportivii la maximum, dar adevărul este că badmintonul, la fel ca și multe alte sporturi, solicită întreaga musculatură, este foarte spectaculos și nu oricine îl poate practica dacă nu are o pregătire fizică de excepție. Sâmbătă, la Urși, a avut loc Olimpiada Gimnaziilor la badminton. La startul competiției s-au alinat echipele reprezentative ale Liceului Tehnologic din Băile Olănești, Școlii Tache Ionescu din Râmnicu Vâlcea, dar și reprezentanta școlii organizatoare Urși. Este o competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, subtitulatura Olimpiadei Gimnaziilor, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tinere și Sport și Federațiile de Specialitate, câștigătoarea județului faze județene, reprezentând județul Vâlcea la faza regională din Mehedinț în martie acestui an, cu reale șanse de a accede în faza finală a fazei naționale Olimpiadei Gimnaziilor Badminton Mixt. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce a însemnat participare și organizare pentru această competiție. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va organiza de fiecare dată, pentru fiecare ramură sportivă în parte, competiții rezervate învățământului primar, învățământului gimnazial și liceal, și vom fi alături de elevi întotdeauna și de cadrele didactice care sunt implicate în fenomenul sportiv. Au urmat partide strânse, încărcate de dorință și emoție, cei cu nervi mai tari dovedindu-se la final olăneștenii în meciuri care ar fi putut arunca victoria în oricare dintre părți. Astfel, echipa Liceului Tehnologic din Băile Olănești va reprezenta județul Vâlcea în fazele superioare. Cum ție competiția de astăzi? Bună, se putea și mai bine. Crezi că ceilalți au fost mai buni decât voi sau? Nu neapărat, au avut un... Ca să zic așa, un as în mânecă. Îmi place foarte mult acest sport. Ați mers mai departe, în faza regională. Cum e pentru voi? Bine. Fericiți. Foarte fericiți.